În timp ce guvernul e gata să înghețe salariile bugetarilor, companiile private se întrec în beneficii pentru angajați. Mai exact, în acest moment, 70% dintre salariați primesc diferite beneficii extrasalariale. 7 din 10 angajați primesc beneficii extrasalariale la locurile de muncă. Mulți dintre salariați se bucură de aceste câștiguri care sunt împărțite în mai multe domenii. Cele mai cunoscute beneficii extrasalariale sunt tichetele de masă, asigurarea medicală, urmate de bonusurile de performanță, abonamentele medicale și tichetele cadou. În ceea ce privește preferințele angajaților, acestea se împart și sunt diferite de la persoană la persoană. Printre preferatele angajaților sunt chiar cele care sunt și cele mai oferite, adică tichetele de masă, asigurarea medicală, bonusurile de performanță, la care se adaugă și tichetele de vacanță și zilele suplimentare libere. Totodată și angajatorii încearcă să-și uimească salariații cu diverse bonusuri de performanță, care sunt alocate anual. În ceea ce privește bonusurile de performanță, majoritatea companiilor le alocă anual, de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt nivel, dacă există o politică la nivelul companiei. Și diferă de la companie la companie, ele pot fi în valoare de jumătate salariu brut până la două salarii brute.